dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare, drăguții mei, bine ați venit pe canal! Vă așteptam cu drag cu un nou tutorial. De data aceasta avem o piesă de toamnă adecvată timpului rece de afară și este vorba de un cardigan pe care eu l-am lucrat dintr-un fir bucle naturale. Dacă mă urmăriți pe pagina de Facebook, știți acest fir, deja îl cunoașteți destul de bine. Este primul proiect din acest fir. Pentru acest cardigan este lucrat pentru mărimea S oversize, după cum vedeți îmi vine și mie, eu sunt între M și L. Lungimea cardiganului este 80 de cm, andrelele pe care le-am folosit sunt numărul 4, iar avem și pisica aici care aprobă, iar cantitatea de fir care mi-a intrat mie la acest cardigan sunt fix 400 de grame, adică 4 gheme. Cardiganul a fost deja spălat și uscat și vreau să vă spun că nu și-a schimbat deloc dimensiunile, da? Recomandarea pentru acest fir este să lucrați doar cu ochiuri pe față și pe dos, pentru că, după cum vedeți, este un fir bucle și nu are nevoie de modele sau, de fapt, nici nu se văd pe el modelele. Cardiganul a ieșit foarte ușurel, ca să zic așa, dar ține foarte cald, având în compoziție lână. Așa că, dragii mei, dacă vreți să vă lucrați și voi o astfel de piesă vestimentară universală, da, orice culoare, orice, nu știu, orice mărime, este un model potrivit și pentru cele mai slabe și pentru cele mai plinuțe, pentru că este un bucle nu foarte expandat, dar este un bucle finuț, astfel încât nu vă oferă un volum exagerat, da? Bun, dragii mei, acum vă las să urmăriți tutorialul, vă doresc spor la lucru și să-i dăm drumul, nu? Bună, bună, dragii mei, eu sunt Violet, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să lucrăm împreună un cardigan, foarte simplu, și o să vă dau toate detaliile referitoare la el. Cardiganul îl lucrăm pentru mărimea S, o lungime de 80 de centimetri, da? Firul pe care îl folosesc este alize bucle naturale, nu știu de ce, da, nu focalizează, acesta este firul. Are în compoziție 49% lână și 24% bumbac, așa. Într-un ghem de 100 de grame sunt 200 de metri. Andrele recomandate de producător sunt între 3,5 și 4,5. Eu am să folosesc andrele de numărul 4. Bun, începem cu spatele. De asemenea, o ustensilă foarte importantă pe care să o folosiți este numărătorul, fie electronic, fie mecanic, pentru că să vă iasă părțile egale, da? Asta este esențial. Eu am început cu spatele. Am încărcat pe andrele, da? O să-l iau așa. El acum, bineînțeles că nefiind întins, da, nefiind cusut, poate că oricum nu vă dați seama nimic, fiind și firul bucle, dar eu o să vă dau toate calculele și toate, da, toate aspectele legate de acest cardigan. Am încărcat pe andrele 54 de ochiuri, da, pentru mărimea S. Și am lucrat 15 cm cu elastic 1:1. Nu că ar fi vreo diferență, că oricum nu se vede, dar să știți că acest elastic conferă puțin, întărește puțin marginea. Vedeți că se și vede puțin că este mai gros în partea de jos, da? Am lucrat 15 rânduri, după care am început de la început cu numărătoarea, ca să zic așa, și am trecut pur și simplu la ochiuri pe față, da? Ochiuri pe față și ochiuri pe dos. Bun. În momentul în care am ajuns undeva în rândul 25, aici acum nu se vede, dar în rândul 25, eu am ales să fac de o parte și de alta, am înmulțit, da? Am adunat câte un ochi. Același lucru l-am făcut în rândul 35 și 45 și 55, da? De 4 ori. Practic am ajuns 54 de ochiuri plus 8, deci face 62, da? Deci am ajuns la 62 de ochiuri. Am lucrat spatele pe drept, aici la mâine, că nu am făcut nicio răscroială, pur și simplu am lucrat până sus, până am ajuns undeva la
Am ajuns la rândul 140 sau voi, depinde cât de lung vreți să-l faceți, atâta continuați, da? Bun, am ajuns la rândul 140, în rândul 141 ce am făcut? Am lucrat 20 de ochiuri, da? Pentru un număr, după aia cele din mijloc le-am închis, da? Adică câte vin? 22 le-am închis, iar 20 am calculat bine? Da. Iar 20 au rămas pentru umărul din stânga, da? Și am mai lucrat așa, da? Încă 4 rânduri, practic. Ca să fie un pic de diferență între umăr și răscroala gâtului, da? Și asta este tot spatele, deci nimic complicat, nimic, da, elaborat și așa mai departe. Acum urmează să-i fac plecile din față și, sau mai bine zis, lateralele din față, da? Bucățele din față și revin cu toate detaliile imediat. Bun, dragii mei, acum în ce privește fețele, da? Am început, el acum se răsucește și poate părea mic, dar nu este. Fața, am început-o de jos cu 30 de ochiuri, da? Chiar dacă spatele a fost 54 și chiar dacă la față o să mai urmeze o placă din față, totuși, ca să aibă cardiganul acea posibilitate, știți, să puneți parte peste parte, e mai bine ca fețele să fie mai mari. Și eu am început cu 30 de ochiuri de jos. Am făcut aceleași 15 rânduri cu elastic 1 cu 1, da, aici. Din păcate este și gri și bucle și așa, dar oricum eu cred că înțelegeți dacă vă explic matematic, da? Am făcut 15 rânduri, elastic 1 cu 1. După aceea am trecut să lucrez cu ochiuri pe față și pe dos. La fel, am respectat în partea laterală aici, am făcut acele înmulțiri, așa cum le-am făcut și la spate, da? În rândul 25, 35, 45 și 55, da? Rândurile numărându-se începând de la elastic, da? Nu le includ și pe cele din elastic. Am făcut înmulțirile respective, iar începând cu rândul 81, da, de pe aici, adică puțin mai sus de talie, da, cam așa, am început să fac scăderi pentru răscroiala gâtului. Cum am făcut scăderile? Eu în partea de sus trebuia să ajung la 20 de ochiuri, da, știți, ca să avem aici la umăr același număr de ochiuri ca și pe spate. Și eu am făcut scăderi în felul următor. Din 4 în 4 rânduri, adică în rândul 81, 85, 91, 95, 101, 105 și tot așa până la 141. Până am eliminat practic toate ochiurile, da? Și am ajuns în partea de sus, am 20 de ochiuri, am terminat cele 145 de rânduri cât a avut tot cardiganul meu, da? Plus cele 15 de la elastic de jos. Și asta este, deci asta este latura din dreapta, eu urmează să o fac și din stânga în oglindă, da? Practic în oglindă. O particularitate pe care eu am uitat să o menționez la început, că acest bucle în timpul lucrului se lățește, da? Deci voi poate la început când o să puneți pe andrele, să zicem, nu știu, că puneți pe andrele 50 de ochiuri și vi se par puține, da? După ce lucrați 5 cm 10, ei, ideea este că mai lucrați o porțiune, pentru că mai încolo deja se vede cum se lățește foarte tare cardiganul. Ca să vă faceți o idee, eu pe acest cardigan l-am început, nu știu, cu vreo 80 de ochiuri și ieșea foarte mare, da? Și am redus până la 54, da? Pentru mărimea S. Eu cred că pentru un M puteți să începeți spatele, să zicem, cred că cu un 60, și fețele în loc de 30 să faceți 35, iar pentru el puteți să începeți cu un 70, să zic, cred că cu un 70 de ochiuri, da? Eu am început cu 54, repet, pentru mărimea S. Dar testați și vedeți, firul se desface foarte ușor, pentru că eu am desfăcut o porțiune și se desface foarte ușor. Încă ceva, fiind fir bucle, nu acceptă modele, torsade și așa mai departe, ele pur și simplu nu se văd, de aceea și lucrez cu ochiuri pe față. Astfel de fire sau astfel de produse se pot oricând accesoriza cu niște nasturi frumoși, cu o broșă, cu, nu știu, poate cu buzunare ceva mai speciale, cu niște aplicații, da? Sau poate cu blăniță, cu, da, deci înțelegeți voi, sau poate cu niște broderii, nu prea ai ce să faci modele pe ele, da, nici nu vă mai complicați.
Bun, am terminat spatele, acum termin fețele și ne revedem la mâineci ca să vă explic cum lucrăm mâinecile, da? Acum, dragii mei, ceea ce privește mâineca, da? Mâineca am început-o de jos și am lucrat-o, acum sunt la ultimul rând, închid ochiurile, da? Cum am început? La fel ca și la trunchi, am lucrat 15 rânduri cu elastic 1 cu 1. Numărul de ochiuri pe care l-am încărcat pe Andrele a fost 40, iar în continuare am făcut niște înmulțiri de o parte și de alta în felul următor. Da? Am lucrat 15 rânduri, după aia am trecut să număr rândurile pe față, da? Și am lucrat 20 de rânduri. În rândul 21 am făcut o majorare, da? Am adăugat câte un ochi de o parte și de alta. În rândul 31, 41, 51 și 61. Deci în total am făcut 5 înmulțiri, astfel încât de o parte și de alta s-a adăugat un ochi, deci au rezultat 10 în plus, 10 ochiuri în plus. Practic eu în partea de sus am acum 50 de ochiuri, nu am 40 câte am avut la început. Și am lucrat așa vreo 70 de rânduri, acolo o să închid. Pare mâineca scurtă, dar având în vedere că o să fie umărul lăsat, eu am luat în considerare și asta și am făcut-o cam de vreo 45 de centimetri, da? Cu toate că mâineca în mod normal trebuie să aibă vreo 55. Voi aici măsurați pe voi și vedeți exact cât de lungă să o faceți. După calculele mele și după măsurătorile mele, mie mi-ajung 70 de rânduri plus cele 15 de jos, da? Eu întotdeauna număr rândurile pe față când vă spun înmulțirile, da? Am făcut în rândul 21, 31, 41, 51 și 61, da? Cele 15 eu le las deoparte. Și asta este mâineca. Acum, ce o să vă spun? Cum se montează sau cum se cos părțile, da? Înainte de a continua, noi trebuie să coasem prima dată, coaseți la umeri, da? Coaseți la umeri cardiganul. După aceea, o să-l întoarceți așa, da? Eu o să... Așa, da? Deci aici aveți umerii, da? O să coaseți umerii, da? Acolo. După aceea o să puneți semn fix la jumătate unde e mâineca și o să coaseți mâineca, da? Bineînțeles pe dos, da? Atenție, eventual puteți să vă puneți un marcator în timpul lucrului, astfel încât să știți care e fața și care e dosul acestui cardigan, dar eu zic că se vede, da? Deci prima cusătură se face cea de la umeri, iar a doua cea de la mâineca. Așa, dragii mei, am revenit. Am cusut părțile cardiganului, da? După cum v-am spus, prima dată faceți cusătura de la umeri, da? Dintre fețe și spate. După aceea, mâineca, da? Iar ulterior, cusătura dintre mâinecă și... Da? Deci de pe interiorul mâinecii și pe laterala cardiganului. Acum, eu am început să lucrez placa din față, da? Și o să mă apropie acum ca să vă arăt. Da? Deci începeți să lucrați placa din față. Eu am luat aici 22 de ochiuri, da? Și am lucrat cu ochiuri unul pe față, unul pe dos, da? Am lucrat o bucată și am început să cos, da? Am început să-l cos aici pe de față și de la gule și așa mai departe, da? Am început să cos placa. Acum, ce fac? Ca să... n-am închis-o, da? Am lăsat-o așa pe Andrele și în momentul în care o să fie eu tot coaseți pe parcurs, da? Ca să aveți la același nivel ambele fețe, da? O mențiune pe care țin să o fac este că în momentul în care coaseți părțile, nu trageți foarte tare de, da? De material. Să fie cât mai, da? El acum așa stă pe manechin, da? Dar să nu încrețiți, da? Să nu vi se încrețească pe nicăieri. Eu am ajuns aproape de final, da? Și acum o să mai cos porțiunea asta și văd dacă mai trebuie să lucrez câteva rânduri la placa asta din față. Bine, dacă nu, nu. O altă mențiune, v-am spus în fragmentul trecut că o să fac buzunare. Până la urmă, prietena mea a renunțat la buzunare și nu a mai vrut să le lucrez, dar ce vreau eu să vă spun. Ca și buzunare este foarte simplu. Lucrați două, de fapt un dreptunghi, da? Îl îndoiți în două și le coaseți aici pe lateral, cam la distanța la care vreți voi, da? Ca să băgați mâna în buzunar, da? Vedeți cam
undeva pe aici, dar ar trebui să fie buzunarul. Testați, îmbrăcați pe voi, coaseți mâineca și după ce o să o coaseți, o să vedeți cam cât de sus sau cât de jos să aranjați buzunarul, da? Nu se face. Sau dacă vreți, puteți să faceți buzunare atașabile, da, externe, pur și simplu, pe care să le coaseți ulterior pe fața cardiganului, da? Acesta a fost toate explicațiile referitoare la acest cardigan. Sper că ați înțeles, da? Este se lucrează foarte, foarte simplu, fie că alegeți bucle, fie că alegeți orice alt fir, se lucrează foarte simplu, foarte ușor, da? Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc spor la treabă și, ca de obicei, vă spun să-mi trimiteți poze cu lucrările voastre când sunt gata. Vă pup și nu uitați că este păcat să erosiți timpul cu activități care fac plăcere. Pa, pa! Vă aștept în alte tutoriale!